Și astăzi am să vă arăt cum puteți realiza și voi un server de Metin 2 privat. Să fie al vostru, veți putea fi GM, veți avea comenzi, ce iteme vreți, vor putea intra alți playeri pe serverul vostru și va fi ca orice server privat. Eu voi realiza 3 tutoriale. În primul acesta vă voi arăta cum putem crea baza, adică serverul în sine. În al doilea tutorial, vă voi arăta cum puteți crea un nou cont și cum puteți crea cum puteți crea un GM, să vă faceți GM, GASGA. În al treilea tutorial vă voi arăta cum puteți schimba itemele, item shop-ul, monștri, diferite comenzi și vă voi da și o listă de comenzi pentru GM. Iar apoi o să realizez un tutorial cum să facem un mic site pe care să poată să se înregistreze oricine vrea. Deci oricine va vrea se va putea înregistra. Și asta vă voi arăta în ultimul tutorial. În aceste 4 tutoriale, noi o să facem un server de Metin 2 cu Hamachi. Adică fiecare player care va intra în afară de clientul de Metin 2 va trebui să instaleze programul Hamachi pe care îl vom instala și noi și vă voi arăta la momentul potrivit ce va trebui playerul să facă ca să meargă să se conecteze la serverul vostru de Metin. Și în a doua serie de tutoriale vom realiza un server de Metin 2. Doar că îl vom realiza fără Hamachi, este mai complicat. De aceea am spus mai întâi să vă trec prin toate fazele. Mai întâi să realizăm un server cu Hamachi, iar apoi unul fără, dar este mai complicat, v-am spus. Și poate că în acela fără Hamachi nu o să mai explic chiar atât de bine pașii pe care vi-am spus și în acesta cu Hamachi, deoarece unele lucruri trebuie să le facem în ambele servere. Bun, să trecem la treabă. Deci eu am pregătit aici, să-l mai deschid o dată. Am pregătit aici pe partiția E, în folderul server, am pregătit componentele care ne vor ajuta pe noi să realizăm site-ul. Să realizăm serverul, îmi cer scuze. Deci avem instant server, acesta este însuși serverul și în acest instant server conține și un program pe care îl vom folosi pentru a deschide serverul, numit Virtual PC. Mai avem Hamachi, despre ce vă spuneam. Metin chinezesc, aici este clientul de Metin. Iar Navigate Lite este un program care ne ajută să schimbăm itemele, ce v-am spus mai devreme, în tutorialul al treilea. În tutorialul, da, al treilea. Să începem, vom deschide program. Voi puteți să luați aceste lucruri de sub acest tutorial. Metinul chinezesc îl veți găsi într-o arhivă, care voi dați click dreapta, extrahier și se extrage un folder ca acesta. Și celelalte video voi pune separat sub acest tutorial. După ce le-ați downloadat, dăm dublu click pe Hamachi, pe kitul de la Hamachi. Preparing to install. Așteptăm. Aici selectăm limba. Vom selecta engleza, deoarece româna nu are. Dăm next. Dăm next. Aici acceptăm termenii contractuali impuși de cei de la Hamachi. Destination folder unde să se instaleze. Vă sfătuiesc să lăsați așa. Bifăm create shortcut on the desktop. Dăm install. Iar acum se va instala. Vedeți, o instalare foarte simplă și programul se va instala foarte repede. Pornește el puțin mai greu, dar între timp își va da drumul. Ne-a apărut și iconița pe desktop. De la program, imediat se va termina și vom continua acum, după ce se termină de instalat, vom continua cu instant server.
Bifând lunch hamaci, dăm finish. Așteptăm ca programul să se deschidă. Și acesta este programul hamaci. Deci, aici noi suntem offline, vedem că scrie aici offline. Așa că vom da pe acest buton, power on, pentru a-l deschide. Resolving. S-a conectat, vedem aici dacă nu ce ne scrie power off să închidem. La mine văd că nu mi-a dat nicio eroare, dar la voi dacă așteptați maxim 5 minute și nu s-a conectat, scrie aici ceva și nu s-a conectat, v-aș sfătui să dați un restart la calculator. Apoi când veți deschide din nou calculatorul, dați pe power on și te va conecta la fel ca și la mine. După ce ne-am conectat, mergem sus la Newtorg și dăm pe Create a New Newtorg. La Newtorg ID vom scrie un nume. Eu voi scrie server privat. Server privat Alex, iar la password scriem 1, 2, 3, 4, 5. Și dăm Create. S-a creat. Dăm click dreapta, set access. Debifăm require a password to join the Newtorg și dăm OK. Acum, că după ce terminăm de realizat serverul, pentru ca cineva să poată să joace, va avea nevoie de client pe care voi îl veți da, dar va avea nevoie de acest program instalat. Apoi ei vor da la Newtorg și în loc să dea create a new Newtorg, ei vor da join an existing Newtorg, iar ei va trebui să scrie Newtorg ID, numele serverului, adică în cazul meu server privat Alex, iar la password vom scrie passwordul care l-am ales noi. În cazul nostru 1, 2, 3, 4, 5. Și dau OK și gata, cu clientul poți să intre. Am terminat momentan cu Hamachi. Am deschis din nou folderul. Dăm dublu click pe Instant Server. Aici alegem destinația, la mine e server. Dăm pe acest două semne de întrebare. Aici ne cere o parolă. Vom scrie mkn. Îmi cer scuze. mknkk.com. Și dăm OK. Aici se vor extrata fișierele care sunt necesare instalării serverului, dar v-am spus și mai devreme, în acest instant server se găsește și programul Virtual PC, cu ajutorul căruia de fiecare dată noi vom deschide serverul, iar apoi îl vom închide când ne-am plictisit să-l ținem deschis. Deci v-am spus, în afară de metinul acesta chinezesc, acesta, voi va trebui să dați la prieteni și programul Hamachi și va trebui să dea Newtorg, join an existing Newtorg și să scrie Newtorg ID și password. Iar după ce ei s-au conectat, vor putea să dea aici pe Metin 2 Evolution și să se joace liniștiți. După ce terminăm de instala serverul, o să vedeți că o să mai facem mici modificări în acest Metin 2 Evolution pentru ca ei să se conecteze la serverul nostru. S-a descărcat 36%. S-a terminat foarte repede de dezarhivat și s-a terminat de dezarhivat din Instant Server în acest MK și aici scrie ceva în chinezește. Vom da click dreapta pe acest folder, rename și scriem Metin 2. Metin 2, foarte bine. Acum vom intra înăuntru. Vedem aici că avem o arhivă H Virtual PC 2007 SP1 Setup. O deschidem, dăm dublu click cu WinRAR. Dacă nu aveți acest program, puteți urmări tutorialul meu despre WinRAR. Și acest folder îl tragem pur și simplu aici, cu drag and drop. El se va dezarhiva. S-a dezarhivat. Acum putem șterge arhiva de la Virtual PC. O voi șterge și din Recycle Bin. Intrăm în folderul cu Virtual PC, iar aici avem aplicația Virtual PC pe care dăm dublu click.
Aici dăm next. Acceptăm termenii contractuali impuși de cei de la Microsoft. Dăm next. Username Alex, organization nu scriem nimic. La install this application for alegem prima variantă. Dăm next. Aici unde să se instaleze programul, eu vă sfătuiesc să lăsați cum este acum. Dacă nu, dăm change și alegem locația. Dăm install. La fel, programul se va instala foarte, foarte rapid. Așteptăm. Dăm finish și am instalat și virtual PC. Acum vom merge înapoi. Și aici avem, vedem un fișier. Primul ceva în chineză și vedem aici la type virtual machine settings file. Dacă dăm click dreapta properties, vedem aici că scrie ceva numele în chineză și vedem care extensia VMC. Acest fișier VMC dăm rename și scriem metin2. Iar mai jos la fel avem un fișier, vedem aici la type că scrie VHD. Dăm click dreapta pe el, rename și scriem metin2. Foarte bine. Acum pe acest fișier cu extensie VKM care se deschide cu Virtual Machine Settings File, dăm click dreapta, Open With și alegem Notepad pentru a-l deschide cu Notepad. Aici căutați Type Integer 827 RAM Size. La ce se referă această cifră 827? Câtă memorie din cea existentă în calculatorul vostru să vă ia serverul pentru funcționalitatea lui? Cu cât mai mult, cu atât el va merge mai bine. Eu la calculator am 2 GB de RAM, adică 2000 mai mult, aproximativ 2000 de mega de memorie, așa că eu zic că îmi permit să folosesc 827 pentru server. Voi dacă aveți mai puțin, puteți să puneți și 512 sau puteți lăsa așa, depinde cum doriți. Acum mai jos vom căuta, să vedem noi, mai jos, aici, foarte bine, aceste două linii. Absolut type string ce nu știu ce, nu știu ce, punct VHD și la fel mai jos. Aici, deci vedem că noi am deschis cu Notepad fișierul VKM și vedem că mai jos avem un fișier VHD. Noi va trebui să-i punem locația fișierului VHD. Da? Deci aici vedem că scrie C, iar aici mai sus vedem că eu sunt în locația E, în local disk E. Așa că eu aici în loc de C voi pune E. Apoi, vedem că urmează aici sus server, folderul server. Adică eu aici voi pune server. Cum voi copia server și această linie. Și imediat lângă voi da paste. Următorul folder, vedem că scrie după server, este metin2. Da? Deci serverul metin2. Da? Deci o să pun aici metin2. Apoi scrie nu știu ce .vhd. Eu de fapt am metin2.vhd. Așa că aici voi pune, în loc de ce scrie în chineză, metin2. Și acum am exact locația de mai sus, anume E, folderul server, folderul metin2, metin2.vhd, iar mai jos scrie metin2.vhd. Închidem. Dăm yes pentru a salva.